Salut! Azi revin cu un nou videoclip de acasă în care vreau să vă prezint mestecătorul la cazan făcut. Uitați-l, ăsta-i. Iarăși din cupru. Asta-i tija. Are două palete pe o parte, două palete pe alta, care îs nituite și care sunt flexibile să mișcă. Tija o luăm și o băgăm în cazan. Mare atenție, tot timpul tijele să nu se dea peste cap. Deci asta îl băgăm înainte să punem borhotul în cazan. Așa trebuie să arate. Să-l punem jos. Deci prima dată băgăm mestecătorul la primul cazan. Aici așa vine în, bate soarele un pic în capac. Are prins în trei picioare. Pânțeava asta vine și iasă aici. Acum o să mă chinui un pic pentru că mi-s singur, ca să pun capacul, după care revin. Mestecătorul intră în capac, iar aici sus e făcut un dintr-un fier beton și așa mestecăm. Uitați-l, închide ermetic. Nu iasă abur. E făcut foarte cu buca, se mestecă ușor datorită faptului că am pus o tablă subtil la un cazan. O să mestecăm de 3-4 ture. Uitați-l, să știți că și când îi dau în gură la foc, nu iasă deasupra abur. Îi dă foarte mult timp făcut. Nu am avut probleme cu el. Acum tot mișc telefonul și poate nu focalizează. E simplist, nu-i cu motor electric, dar să știți că ne facem treaba. Și ieși foarte la îndemână, nu ne lovim, prindem de sus sau de aici și mestecăm. Da, cam asta e mestecătorul. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!